Bine ați venit la Historia pe Prima TV. Sunt Ion Meioniță și vă invit la o emisiune de istorie, dar o emisiune de istorie dedicată prezentului, pentru că noi, cei care facem revista Historia, suntem convinși că istoria face parte din viața noastră de zi cu zi. Vă vom aduce în fața dumneavoastră oameni excepționali, destine excepționale, destine care au fost marcate de fapte, enigme și cazuri istorice. Alături de mine în această primă ediție la Historia, un om cu totul deosebit și o să vă explic de ce, pentru că întreaga sa viață a fost marcată de o enigmă istorică, un caz istoric din vremurile celui de-al doilea război mondial. Îl salut alături de mine, domnul Paltin Sturza. Bine ați venit la Historia. Sunteți, să zic așa, eroul unui dosar, Historia, unui număr, Historia, pe care l-am publicat, și de asemenea ați scris un nou dosar, Historia, este numărul pe care îl găsiți în această lună pe piață și vă rugăm să-l căutați, pentru că este extrem, extrem de interesant, și o să vă explic de ce domnul Paltin Sturza nu este numai un martor al istoriei, dar este și un om a cărui întreagă viață a fost marcată de una dintre marile enigme legate de cel de-al doilea război mondial în istoria României. Ciprian Plăiașu, colegul meu de la revista Historia. Bună dimineața! Bună dimineața de asemenea! Bună ziua! Suntem împreună pentru că discutăm despre un caz întâmplat spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Un general al armatei române, generalul Avramescu, a fost arestat de serviciile secrete rusești, de NKVD, își pierde viața în cursul acestei arestări. De aici o întreagă enigmă, pentru că generalul avea niște acuzații că ar fi vrut să treacă de partea germană. Lucrurile se întâmplau în martie 1945. Dar în această întâmplare, cu totul și cu totul deosebită, mai are loc un eveniment. Întreaga familie a generalului, aflată cu el pe front atunci, este arestată și domnul Paltin Sturza deține un record, să spunem, un record dureros. Este cel mai tânăr prizonier al NKVD din România. Avea doar un an atunci când trupele NKVD l-au arestat și a stat câteva luni în custodia, să spunem, rusească, trupelor rusești. Haideți să vedem cine era generalul Avramescu, să urmărim imaginile pe care le avem și revenim să discutăm. La începutul anului 1945, armata română acționa la flancul de sud al frontului de est, direcția spre Ungaria, Cehoslovacia, în aprilie unități române ajungând să lupte inclusiv în Austria. Trebuie precizat că trupele române acționau pe front sub comanda directă a armatei sovietice. Cu alte cuvinte, statul major general nu avea conducerea operativă a propriilor forțe. Ele erau încadrate între unități sovietice și comanda era făcută direct de către comandamentele sovietice. E interesant de precizat că exact în perioada în care generalul Avramescu era arestat de sovietici pe front, avea loc o ultimă ofensivă a Germaniei, o ultimă ofensivă a războiului pe frontul de est, denumită Deșteptarea Primăverii. Și există un punct de vedere conform căruia eventuala trecere a generalului Avramescu de partea germanilor s-ar fi făcut și cu parte din trupele pe care le comanda, toată această mișcare fiind în legătură directă cu ofensiva germană condusă exclusiv cu unități din Waffen-SS. E o teorie teoretic posibilă, însă puțin probabilă. Domnul Sturza, spuneți, am fost cel mai tânăr prizonier al NKVD-ului. Povestiți-ne exact ce s-a întâmplat, bineînțeles, reconstituind întâmplările atunci. Cine sunteți dumneavoastră și cum ați ajuns să fiți
între cei arestați de NKVD la vârsta de un an? În primul rând, cer cu o mică corectare. Nu aveam încă un an. Mai puțin de un an. Pe 20 martie împlineam un an, pe 3 martie încă nu l-aveam. Eu sunt nepotul de fică al generalului Avramescu, sunt fiul Feliciei, generalul având două fiice, Rodica Felicia, eu sunt fiul ei. M-a aflat pe frontul din vest, pentru că generalul obișnuia să-și ia familia cu el pe front. Soția, câteodată ambele fiice, de data aceasta numai pe Felicia și pe mine. Și această dramă s-a întâmplat pe 2 martie, a fost el arestat, pe 3 martie a fost arestată familia. Eu eram acolo, am descris în articolul meu circumstanțele exacte. Îmi pare rău că nu sunt mai în vârstă ca să-mi aduc aminte de mamă, dar ce să fac, asta a fost situația. Am fost un martor mut la aceste evenimente. M-am gândit de multe ori să apelez la o tehnică psihologică care se cheamă regresiunea infantilă. Am studiat problema, dar n-am încercat-o. Asta din dorința de a vă reaminti mama? De a-mi reaminti mama. Deci dumneavoastră că... n-ați cunoscut niciodată, nu v-ați cunoscut mama? N-am, aveam un an, n-aveam un an ultima dată când nu am văzut-o. Nu vă amintiți, adică? Nu pot să-mi aduc aminte. Există tehnici care ar putea, prin hipnoză, mă rog, dar n-am vrut să intru în detalii, că nu știu niciodată care e rezultatul unei asemenea proces. Da, spuneți-ne, rog. În schimb, am avut altă idee. Cu mama mea era o femeie foarte frumoasă. Chiar se propusese să facă film în Italia până anii 41-42. M-am gândit că generalul, fiind pe front, sigur că se făceau filme de front, adică veneau operatori, filmau scene de război, generali, soldați și așa mai departe. Și m-am gândit cum el însoțea tot timpul pe tatăl ei pe front, m-am gândit că un reporter va face un film și cu ea. Și teoria mea a fost că ea fiind frumoasă, sunt convins că operatorul a luat un prim plan. Teoria mea a fost verificată spre marea mea plăcere de faptul că am găsit la Arhivele Române un filmuleț de 1 minut și 10 secunde în care este filmată mama mea dând cadouri de Paște și cu generalul fiind la o fel de masă, dădeau aceste cadouri copiilor ruși, tătari, evrei, erau copii care veneau la deci, cantină. Deci filmulețul este din 40... Este Paștele din 1943. 43, când generalul Avramescu era în Crimea. Era în Crimea. România era încă angajată pe frontul război, de și era oarecare acalmie pe front. Și atunci ați văzut-o pe mama noastră? Atunci am văzut și teoria s-a verificat. Ultimul a făcut un prim plan. Nu i-a făcut generalul în prim plan, dar a făcut ei în prim plan. Așa am putut să văd și o mișcare, pentru că fotografia am avut foarte multe, dar n-am avut un film. Deci, într-un fel, filmul a compensat faptul că n-am putut să-mi amintesc cum era atunci când, când am fost arestat. Când ați văzut prima dată aceste imagini cu mama noastră? Acum vreo 10 ani le-am descoperit la arhivă. Înapoi a frontului, ca și în luptă, ofițerii de toate gradele se găsesc mereu în mijlocul trupelor cu care știu să-și împarte bucuriile și să înfrunte primejdiile bătăliei. În localitățile din apropierea frontului, eliberate de subjugul bolșevic, Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale, având concursul trupelor române, înfăptuiește o însemnată operă de asistență socială în organizarea de cămine și de cantine pentru copii. Prin grija domnului general Avramescu, funcționează în una din aceste localități o cantină care împarte zilnic hrană la peste 1300 de copii. Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștilor, la această cantină a avut loc o însuflețită serbare, după care a fost împărțite daruri copiilor. Da, impresionant după atâția ani să ne vedem niște imagini din peliculele de actualități filmate în timpul războiului. Vorbeam despre acel moment în care generalul Avramescu se afla în Crimea și am văzut și imaginile acele cantine pentru care a rămas în memoria armatei române ca un om care se preocupa și de, de soldați, de populația locală, fiind unul dintre generalii români considerat cât mai aproape de a ne voile populației acolo unde se afla el și pentru asta a primit chiar aprecieri din partea sovieticilor, dacă nu mă înșel. Și în memoria sovieticilor.
generalul Avramescu este arestat în ziua de 2 martie 1945, pe când s-a aflat pe front, la comanda armatei a 4-a, dar arestarea lui este de fapt un epilog al unei șiri de întâmplări care se derulează începând cu toamna lui 1944. Odată cu intrarea trupelor române în Ungaria și apoi mai departe în Cehoslovacia. Relațiile de comandament româno-sovietice în toată această perioadă au fost extrem de problematice. Spre deosebire de ce ne-a arătat istoriografia comunistă timp de 50 de ani, cum a fost o frăție de arme perfectă și o campanie de eliberare, în realitate lucrurile au stat complet diferit. Să nu uităm că armata română era practic o armată prizonieră. Trupele din țară fuseseră dezarmate, armata română de pe front era practic prizoniera armatei roșii. Să nu uităm că Ardealul, regiunea de nord a Ardealului, fusese ocupată de armata roșie. Armata română, administrația românească fusese retrasă de acolo. Toate aceste suspiciuni, toate aceste relații de comandament dificile au culminat în octombrie 1944 cu căderea în prizonierat a generalului Platon Chirnoagă, care comanda divizia 4 infanterie și care a fost surprinsă de un contraatac german în zona Tisei și a căzut prizonier. Vorbim de câteva mii de oameni în frunte cu comandantul ei. Acest general Platon Chirnoagă ajunge la Viena și devine ministru de război în guvernul legionar în exil. Toate aceste, evident, impactul a fost enorm, iar rușii au considerat și cumva putem să înțelegem că Platon Chirnoagă de fapt trecuse la inamic deliberat. Deși cercetările ulterioare au demonstrat că nici pe departe acest lucru. Din nou, în februarie, o lună de zile înainte ca generalul Avramescu să fie arestat, la Debrețin este doborât un avion, iar ocupanții acestuia, în acte, doi subofițeri, termen redus, se dovedesc a fi doi oameni extrem de importanți. Unul dintre ei fiind Andreas Schmidt, conducătorul grupului etnic german și om aflat, evident, în legătură cu germanii. Celălalt era un membru marcant al mișcării legionare. Oameni care încercau să treacă în liniile germane după ce organizaseră câteva mișcări de rezistență în țară. Toate aceste elemente culminează cu arestarea generalului Avramescu. De general, arestarea lui Avramescu nu este un moment singular, nu este un moment venit oarecum pe neașteptat, ci este o consecință a unui șir de întâmplări și a unui șir de relații extrem de dificile între comandamentele române pe de-o parte și cele sovietice pe de-altă. Rămâneți cu istoria, pentru că istoria se face în fiecare zi și în fiecare clipă. Toate cele bune, la revedere! Iată știrile ediției de azi. Ziua de 23 martie este probabil una cât se poate de banală pentru cei mai mulți dintre noi. Totuși, istoria consemnează o serie de evenimente importante ce au avut loc la această dată. De exemplu, în anul 1839 se petrece prima utilizare cunoscută a expresiei americane OK în cotidianul Boston Morning Post. De fapt, aceasta provine din scrierea incorrectă a formulării All Correct. În 1857, Elijah Otis instalează primul lift din lume, unde? În New York City, pe Broadway 488. Tot într-o zi de 23 martie, dar în 1898, este adoptată legea Spiru-Haret, care reglementa învățământul secundar cu 8 clase și pe cel superior. În aceeași zi, însă în anul 1929, la Casa Albă se instalează primul telefon. Spre sfârșitul secolului 20, în 1998, într-o altă zi de 23 martie, filmul american Titanic obține 11 trofee la cea de-a 70-a ediție a premiilor Oscar.
Un ulcior antic a fost descoperit de un sătean lângă ruinele Ulpiei Traiana Sarmisegetuza. Bărbatul își ara pământul când a găsit întâmplător vasul care datează din perioada romană. Piesa, descoperită în partea de est a coloniei dacică Sarmisegetuza, se afla în apropierea drumului imperial care venea de la Dunăre și se îndrepta spre nordul provinciei Dacia. Ea provine dintr-un mormânt de incinerație de epocă romană din secolele 2-3 după Hristos. Reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva consideră că partea superioară a mormântului a fost distrusă de lucrările agricole anterioare. Tot atunci a dispărut și cea mai mare parte a inventarului. Ulciorul recuperat va fi restaurat și va intra în patrimoniul muzeului.